Bun, hai să vedem. Da, nu e rău deloc. Bravo. Se simte în linie, se simte în expresie, da. Poate un pic atenție aici, că dacă e el pe partea asta, probabil că vine plin pe partea asta, altă, știi? E ceva aici, de-am lăgit. A, nu, aici e un el care vine, da, dreptate, ce vine elul așa și ce vine doar din efect. Ok, da. Da, foarte bine. Altceva? Da, nu e rău. Dacă ajungem acolo, da, e un pic grafic asta, știi, nu se simte implicarea. Da. Atenție să nu mai dai aură de asta, da? Încearcă să-i pui, nu știu, aici, în cazul ăsta, asta că stai pe teren, îi pui boscheței și dai și tu un swoosh de Nike, știi? Să nu pară că e magnetizată căsuța și atrage, nu știu, chestia asta verde, da? N-am un pic mai clar în desenul de linie, de acolo vin problemuțe. Da, foarte bine. Da, îmi place că ai pus acoperișul și l-ai scos, da? Da. Da, ne învârtim în zona aia de 8-8-20, da? Un pic mai, diferența de înălțime trebuie să fie un pic mai mare ca să pot să zic că e relevant. N-ai corectat astea. Bine. Cum e pe lista magică? Ne-am avut conversații de după. Oh, un pic cam greșeală de perspectivă, greșeală de paginație. Ok? Greșeală de perspectivă, iarăși. Nu e rău. Dar grafica trage în jos. Tu ai potențial, că se vede. Dar e grafica seacă. De ce e seacă? Fiindcă nu folosești principiile care ți le zic. Te iei după alte principii. Te iei după ce simți tu pe moment, nu după principiu. Și ce simți tu pe moment nu este mereu bine. De exemplu, da? Planșa asta tot desenez de la 50 de centimetri, să zicem, distanță. Da? Și el se vede de 6 metri. Da? Adică de la distanță deja nu se mai înțelege nimic. De aceea trebuie supraîntărită. Ok? Foarte bine. Clear, crisp, așa, da. Fi mai greu când va trebui să pui idei de la tine, dar nu e o problemă. Da. Foarte bine. Da. Atenție cu astea două aici. Încerc să-i pui unghițele în stânga. De bine. Da. E bine volumetria asta. Din păcate arată un pic ca și cum e casă pe plus 1. Probabil că linia asta aici trebuie să se vadă mai clar. Ok? Și umbrița asta, hașurează-o și tu. Păcat că ar fi mult mai bine dacă... Da. Da. Dar nu folosi doar markerul ca truc, Ilinca, da? Încearcă să articuleze un pic. Uite, simt eu cum lipsește aici un ceva. Știi? Îi trebuie o rampă, un ceva, o chestie înclinată. Pe scurt. Da, e bine. Este bine. Este. Da. Da, e bine. Da, tu nu mai ești la meditații. Da, bravo. E ciudat, așa și melancolic, dar merge. Ok, da. Ce știu să pui umbrița asta aici, hașurată? Pune umbrițele când și pe fațadă, la 45 de grade, știi? Da, foarte bine, foarte bine. Un pic mai expresiv trebuie să fie. Ah! Mi-ai dat aici cu stană. Bine! Ok, da. Da, foarte bine.
și cu texturile astea mai clare. Încearcă să dai o hașură pe aia, încearcă să o hașurezi, dar e mult prea expediată. Nu? Bravo! Mult mai bine. Hai că ajungem unde trebuie să ajungem, da? Clar, e mult mai bine ghearul în față, cum se mai da. Da. Da, agresivitatea. Nu era agresivitatea, trebuie să fie asociată cu un fel de precizie în linie. Cred că să mai vii odată la sfârșit să mai dai întărite muchiile astea, știi? Ca să iasă ce trebuie să iasă. Nu e rău acolo, dar e ceva acolo care nu se citește cum trebuie, da. E, acum aici aș fi vrut parcă materialul ăsta se întoarcă. Se poate și așa paralelismul ăsta. E bine. E un pic fucked up, dar merge. Îmi place cum ai accentuat fața de a da. E bine. Este. Dar, din păcate, trebuie intrare cea mai puternic accentuată. Ok. Da, e bine. Bine. Și să văd și eu aici umbrițele astea strong, accentuate, știi, se simtă bine. Volumetria, da, aici e un pic fucked up. Da. Hai să-mi aruncăm un lucru pe care... Oh, urnează. Să vedem 7 volume acum, nu? Ce bine. Da, îmi place cum sunt articulate, e bine, da? Mhm. Da. Mm-hmm. Frumos aici, am ucide spart. E un pic de tot e prea... Vezi, ai scăpat umbre, da? Să fiu un pic atent la chestiile astea. Știu că eu vă cer acum vouă lucruri care sunt trase de păr, dar gândiți-vă și voi, practic, să aplicăm tot ce am învățat în toate desenele. Și ca să vă scanați planșele la sfârșit, aici o mică greșeală de perspectivă. Și se vadă în interior, dar este foarte bine. E foarte bine, este. Da. Bravo. Aici mă disperă, în schimb, da? Fiți și voi un pic finuț, nu mai chinuiți vizual umbrele astea. Dar mă fac să bleed from the orifices, acele umbre. Wow, foarte bine. Bravo. Bravo, da. Foarte bine. Da, eu înțeleg, dar hai să nu avem discuțiile cu... Se zice că n-am explicat eu clar de data asta, deci e vina mea, da? Dar hai să nu, vă rog eu, umbrele astea purtate se hașurează și ele, știți voi povestea, da? Da, nu-i rău. Mult mai clar. Da, pe măsură ce mă uit la desenul ăsta, pe măsură ce începe să-mi placă, știi, fiindcă văd aici niște chestii cum trebuie, da? Bravo, e bine. Da. Mers așurate, da? L-am mai văzut pe ăsta. Pe acesta mă dă, da. 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 Da, este. E, aici a devenit un pic... Că se vede că e variat de la stilul de grafică, știi? Și deja nu prea mai... Nu prea mai e fix ce trebuie. Nu are claritatea. David, bravo, da. Da. În sfârșit pot să zic că e ce trebuie, da? Este. E, aici s-a cam dus naibii. Deci că e ceva jupuit. Hai. De aici am din asta. Să-l organizezi un pic, David, în chenar, în ceva, că altfel n-are cum să iasă. Da? Ce mă impresionează pe mine asta, sunt așa de... Și că m-ai luat la... la emoții cu ceva, da. Bine. Nu știu ce, dar are ceva. Din păcate să știi că nu va merge la admitere abordarea asta, dar e foarte bine. Foarte bine. Bravo. E bine. Chiar este. Da. Zice că să dăm și umbriță purtată pe viitor. E ok. Asta se poate. Da. Da.
Așură și pe asta vorbim, da? Discuția magică, nu? Știi grafica aia. Și ce cam lipsește, să știi. Tu mai degradee. Acolo vin probleme și n-ai grosim de linie. Și în față te să fie mai îngroșat. Sunt tot la un punct de fugă, băgăm și speciale. Nu pot să zic că mă omor după ce văd. La două trebuia atrăgă. Nu inventați lucruri. Că nu au valoare. Da? Bravo. Foarte expresiv. Aici e un pic haos. Haosul ăsta te trage în jos. Bilarea, da. Stai că spun notă la sfârșit. Lavinia, da. Așa, ai pus tipul asta aici, da, foarte bine. Merge. Aici, în oraș, parcă nu prea simt. Aici e orașul. Aha. Deci, să pui calcanul ăsta pe partea asta, dai ca să fie lipit de un perete. Da, bravo. Aha. Este. Dar iarăși să încercăm să păstrăm accentul pe ceva. Știi, pe niște muchii importante, ceva. Dar nu e rău. Nu este rău. Of, nu mai facem ceea ce merge. Tu zici că ai libertate, dar nu ai. Dimac și ăștia aici chinuiți. Intra dosul ăsta și el chinuit. Ok. Ce bună idee. Da. Da, nu e rău. Nu e rău deloc. Să începem și să facem trupul ăla în care să trag astea în interior geamul, da? Să nu uităm ceea ce merge. Asta mă râche pe mine, că încep să deviezi în chestii care n-au sens. Adică, ok, vrei maro. Super. Nu e necesar maro ăsta la balustradă, că un element mic poate să rămână alb. Dar nu e necesar neapărat să vadă dominanta asta orizontală, foarte strong. Ok? Și aici. De bine. Bine. Da. E, avem o problemă aici. Dar e, da? Da? Asta treia hașura totuși, de naibii. Măcar umbrele puse. Cred că m-am uitat, mă, da. Gabriela, da. Reflexia asta este damblagită. Aici s-a cam mai dus din poveste, din magie, da? Ce greșești tu? Stai să mă gândesc. Tu că hașurezi, nu hașurezi ca un om normal, asta e problema. Vezi cum e îngroșat aici asta? Dar de ce el a îngroșat și nu în față mai închis? De ce sta închis când el de fapt ar trebui să fie deschis ca asta? Asta nu trage bine în perspectivă, da? Am impresia că tu le faci din prima la teu și e chiar. Cred că de acolo vin problemele. Asta la întrebări după aia. Da, out. Da, e ok. Ne apropiem. Da, este un desen bun, să știi. Oricum aș întoarce, este un desen bun. Să nu mai fim ciudate, de frumos. E ceva aici. Conceptul bine exprimat. Da, nu e rău, nu e rău, nu e rău. Dar nu sunt astea din față închise cum trebuie, știi? De acolo vin probleme. Dilara, da. 40 pentru ambele. Ok, nu uita umbrița din stânga, trebuie frumos, da? Teo, da. E bine sensibil. Da. Ce dam la citit de sau ăsta, dar e bine. Dar e pe ceva artificial, să știi, hai să nu... Să nu mai dăm pe chestiile astea artificiale.
Nu rog, ce aici de... E foarte bună paginația asta de... Oh! Casa asta vezi, ai damblagit-o fără să vrei. Păcat de tine. Copil chinuit, nu putea să marchezi aici cumva. Nu e rău. Îmi plac astea. Sunt damblagite. Cred că idealul ar fi fost să vină din fațadă de aici ceva și asta să fie mai lungă. Ok. Dar e bine. Îmi place că e inteligent făcut. Îmi plac lucrurile astea inteligente. Să nu fie doar cu truc. Da. Este. Wow, ce aici? Este, să știi. Știu să zic că e... Că e too much și n-are umbrele astea, parcă se pierd o esență, știi? Nu se pierde esența aia, dar e bun desenul oricum. Da? E foarte bine. Ai înțeles? Da. Magda, da. Ce că se plumbiți. Cum prea înțeleg eu ce trebuie să fie o copertină neapărat deasupra. Știi că e iluzie optică aici. Da. Bravo, e bine. Atenție la crăcile astea, că prea parcă e rădăcină. Da. Foarte bine. Da. Da, e bună idee. Este bună idee. Da. Mă trucați cu astea. Da, e bine. Da. Bine. E cam de toate, dar nimic să iasă în evidență. Dar ea, da, uite, bravo. Grafica foarte clară la tine, dar tare mie că tu... Nu prea mai avansat, dar ea, știi, te folosești de ce ți ia bine acum 10 ședințe. Foarte bine ce e sensibil și ce e foarte bine arunda. Da, foarte bine. Da, fuck is this? E bine. Mai am aici cu asta, da? Da. Foarte bine. Da. Prin plan aici, dar nu e, știi ce, nici nu știu cum să interpretez ce e aici, că ai încălcat din principiul de grafică, dacă acolo vin probleme. Că nu văd umbrele astea, că se citesc clar, știi? Și automat nu, îi lipsește un ceva, oricum ai întoarce. Dar e clar un substrat în toată povestea asta, dar orizontal asta ar trebui să fie ostentativ de puternic marcată. Ok? Lipsește un substrat de ceva. Dar tot e calitativ. Wow! Bravo! Bine, fuck it. Bravo, e bine. Încă nu suntem acolo. Atenție la astea la un punct de fugă. Cum se strecoare ele micuțele. Atenție la astea la un punct de fugă. Și grafica asta măzgărită. Să mai reîntărești un pic desenul, unde e important. Da, foarte bine, foarte bună grafica. Da. Și aici vine o grosime. Da. Este ok. N-are umbre. Nici asta cam nu-ți naibii. Nu e rău. Ne trebuie ceva în plus. Bun, și cam acestea sunt. Ok? Bun. Spor. Poza și întrebarea, da? Pentru ce orice apare.